Dilatarea termică este fenomenul prin care dimensiunile corpurilor se modifică odată cu creșterea temperaturii. În funcție de starea de agregare, corpurile se dilată diferit. Corpurile solide își măresc toate dimensiunile, substanțele lichide își măresc volumul, substanțele gazoase își măresc fie volumul, fie presiunea. Dacă se mărește volumul unui corp, fenomenul se numește dilatare. Dacă se micșorează volumul unui corp odată cu scăderea temperaturii, fenomenul se numește contracție. Dilatarea gazelor. Avem un balon cu gaz. Dacă îl vom încălzi, vom observa că volumul balonului crește. Dacă îl vom răci, vom observa că volumul balonului se micșorează. Pe acest principiu funcționează baloanele cu aer cald. Aerul cald este mai puțin dens decât aerul rece. Prin încălzire, gazul își mărește volumul și scade presiunea din recipient. Balonul cu aer cald se înalță până când presiunea din balon va deveni egală cu presiunea din aer. Dilatarea lichidelor. Avem un vas în care am pus apă. Dacă o vom încălzi, vom observa că volumul apei va crește. Ce s-a întâmplat? Distanța dintre moleculele lichidului s-a mărit, astfel lichidul a devenit mai puțin dens. Așadar, prin dilatarea a lichidelor se mărește volumul, dar densitatea scade, masa lichidului rămânând aceeași. Anomalia apei. Apa își mărește volumul dacă se încălzește, dar își mărește volumul și dacă îngheață. Ce se întâmplă de fapt? Apa are cel mai mic volum la temperatura de 4 grade Celsius, deci are cea mai mare densitate la această temperatură de 4 grade Celsius. Observăm asta și din graficul pe care îl vedeți. De ce s-a spart conducta cu apă? Pentru că apa din interiorul ei a înghețat și și-a mărit volumul. Astfel s-a spart conducta solidă. Cum s-a format deșertul? Prin multele cicluri de îngheț-dezgheț ale apei aflate în pământ. Dilatarea corpurilor solide. Aici întâlnim coeficientul de dilatare, care este o mărime fizică ce caracterizează dilatarea corpurilor solide. Și vom vedea acum coeficientul de dilatare în lungime, pe care îl calculăm în felul acesta. Alfa este coeficientul. Dacă încălzim un cui, vom observa că el
își mărește lungimea. De fapt, el și-a mărit și lățimea, dar acest lucru este puțin observabil. Ce consecințe are dilatarea corpurilor solide? Podurile metalice și-ar mări volumul vara și și-ar micșora volumul iarna. Din acest motiv se lasă acel rost de dilatație. La fel se întâmplă și la șinele de cale ferată. Se lasă acel rost de dilatație pentru ca să nu se deformeze pe timpul verii șinele de tren. Și acum o provocare. Cum funcționează un termometru cu alcool? Acest material a fost prezentat de Mândița Baias, profesor de fizică la Școala Gimnazială.